Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție specială a Punctului Culminant. Vă voi prezenta un amplu maraton jurnalistic în această seară și devoalăm împreună culisele execuției ministrului PSD cu procurorii DNA. Ministrul a blocat înstrăinarea rezervelor alimentare. Acesta pare să fie unul dintre resorturile care au împins acțiunea atât de rapidă a DNA. Cine vrea să acapareze rezervele de grâu, de ulei și de porumb ale țării? Bogdan Chiriac vine în această seară în studio cu informații spectaculoase și cutremurătoare. Iar George Simion este în direct alături de noi cu un manifest din Alba Iulia. Cine încurajează nesimțirea din benzinării? Liderul PSD demască manevrele liberalilor. Este absolut scandalos. Și bomba serii discută tot mai apăsat despre candidatura lui Rafila la președinție. Și întrebarea momentului este dacă în acest context Gabriela Firea pleacă în partidul fondat de Dan Voiculescu. Situație de urgență în Germania. Rușii au ajuns să-i dispere pe nemți. Iar americanii pun frână susținerii militare a Ucrainei. Se vorbește pe la colțuri despre victoria încă nedeclarată a Rusiei. O prezentăm oricum marile cuceriri ale rușilor de până acum și informații de ultimă oră despre starea războiului. Iar criza din Occident pare să oprească mai repede decât s-a preconizat războiul. Generalii Cristian Barbu și Alexandru Grumaz sunt alături de noi în această seară în direct și deslușim împreună. Inclusiv misterul împușcării omului cu valiza nucleară a lui Putin. Iar părinții și antrenorul lui David Popovici vor fi la România TV. Se anunță restricții tot mai grave pentru următoarele luni de vacanță. Sunt și mai cumplite decât cele din pandemie. Ce Dumnezeu ne așteaptă, tot în această seară aflați. Boli cumplite, criză de apă și de curent electric, avioane blocate. Discutăm evident și despre sindromul morților subite. Tot mai mulți tineri sunt secerați de pe picioare. Și înregistrare de circ și groază cu poliția. Copilul urlă disperat. Avem și documentul schimbărilor aduse codului rutier, domnilor și domnilor. În ultimul rând abordăm audierea lui Raed Arafat, care a fost trocul comandantului cu reziștii. Iar Viorel List trece prin momente de cumpănă. În ce hal a ajuns fostul primar, veți afla în această seară. Dați-mi voie să vă reprezint invitații, să le mulțumesc că sunt alături de noi în această seară și să pornim la treabă. V-am spus, generalii Cristian Barbu și Alexandru Grumaz sunt în direct alături de noi. Bună seara, domnilor, vă mulțumesc mult. Bună seara. De asemenea, Carmen Avram, Carmen Avram, europarlamentar al Partidului Social Democrat. Sărut, mâna, Carmen, îți mulțumesc că ești împreună cu noi. Daniel Savu, fost senator al Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule Savu. A venit, evident, nu putea să ne lase la greu domnul Bogdan Chiriac, îl salutăm pe această seară. Bună seara, bună seara, chiar cu greu am venit pe jos. Doamne, apără și păzește, da. Și tot pe jos, doamnelor și domnilor, în direct de la Alba Iulia, domnul George Simion, președintele AUR. Bună seara, domnul președinte, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Doamnelor, domnilor, informația momentului este, sau mai exact provine din lumea politică, combinată cu cea a procuraturii. Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, a demisionat din funcție și s-a suspendat din Partidul Social Democrat după ce Direcția Națională Anticorupție a cerut urmărirea sa penală și ridicarea imunității parlamentare. Domnule Simion, care sunt culisele și ce știți noastră despre execuția acestui ministru care, între altele, gestiona resursele alimentare ale țării. Imediat, cred că o să se întâmple să ne și audă domnul Simion. Îl întreb pe domnul Chiriac până ne rămânește domnul Simion. Domnul Chiriac, știți ceva de povestea asta? Cu... Știu, dar n-am dovezi. Știți, dar n-aveți dovezi? Da. Și ce puteți să ne ziceți așa fără dovezi? Cu slab. În afară de Tribunful Luptei Anticorupție. Dom'le, chestiunea asta cu concursurile se întâmplă ca la dictatorul Dragnea, ca la dictatorul cu mustață. Da. În toată țara, pe lungul și latul patriei, știți bine, se lucrează la partid. Când partidul vine la putere, îți dă o sinecură. Da? Da. Deci nimic deosebit. La fel și omul avea nevoie de colaboratorii săi în concursuri, în nu știu ce, în zona asta. Văd că la unii se întâmplă, la alții nu se întâmplă. Că și doamna, ce li s-a pus pe el. Și doamna Clotilda, știți că și-a aranjase, da, purtătorul de cuvânt. Dar la dânsa e ok. La dânsa e ok, n-a mai fost nevoie, până la urmă, mă rog, s-a rezolvat foarte bine. Înseamnă că n-a fost nimic. Dar
Nu știu de ce s-au pus, dar e interesantă mișcarea, că se tot anunță că se reia războiul. Războiul e binevenit acum. Ăsta politic, nu? Da, nu. Da? Războiul român-român e binevenit, domnul. Păi da, dar războiul român, în războiul român-român cad numai deci, PSD-ști. Dacă lua un alt ministru PSD-ist recunoscut pentru incompetența sa, ăsta de vot face șosele și drumuri, așa, nu ziceam nimic. Dar la Chesnoiu, ăsta nu chiar știa. Ok. Domnul Chiriac, vin imediat la noastră că domnul Simion este în plin câmp la Alba Iulia. Acum pare că ne și aude. Ne auziți, domnul președinte? Acum vă aud, aveam o problemă cu casca. Cred că și domnul ministru al agriculturii a avut o problemă cu casca. Nu se conforma la tot ce primea din cască și a fost executat. De ce a fost executat, domnul Simion? Aveți ceva amănunte din culise? Repet, ale execuției unui ministru care tocmai a anunțat că s-a ocupat de rezervele de stat. Din câte sunt interese foarte mari. Din partea traderilor de cereale, vă dați seama câți au de profitat de pe agricultura românească și așa a fost pusă pe butuci. Suntem aici la Alba Iulia pentru a-l comemora, pentru Avram Iancu, care a fost un luptător pentru libertatea românilor și acum vorbim de o luptă pentru libertate, pentru că suntem subjugați economic și pentru că una dintre cele mai bogate țări din punct de vedere agricol din toată Uniunea Europeană ajunge să importe 3/4 din carnea de porc și nu profită de pe actuala situație internațională, având în vedere că suntem principalul grânar al Europei în momentul ăsta, având în vedere că Ucraina este blocată. Domnul Simion, faptul că domnul Chesnoiu a anunțat, înțeleg că s-a și ocupat de împrospătarea, și nu chiar de împrospătarea, chiar de destularea stocurilor alimentare ale României, în contextul unei crize alimentare din ce în ce mai pronunțate, ar putea avea vreo legătură cu povestea asta? Justiția română funcționează într-un mod ciudat, domnul Ciutacu. Domnul Chesnoiu mai are foarte multe lucruri de făcut pentru agricultura românească. Am purtat nenumărate discuții cu deja fostul ministru al agriculturii, dar se vedea o simțire românească și se vedeau unele planuri naționale în agricultura românească. Sunt convins că nu ăsta e motivul adevărat pentru care a acționat DNA-ul într-un dosar absolut banal, mai ales în actuala criză, cred că puteau să avanseze cu așa zisa anchetă altfel decât sub forma unei bombe de presă date știm noi de cine. Nu vi se pare ușor bizar modul extrem de rapid și cumva de concertat în care au reacționat liderii celor două mari partide ale coaliției, domnul Ciucă și Ciolacu, care așa aproape într-un glas mai aveau să redacteze un comunicat comun de presă în care să salute plecarea domnului Chesnoiu? Nu mi se pare, pentru că cele două partide sunt în buzunarul lui Klaus Iohannis și a sistemului, așa au fost băgați ei la guvernare, nu au voie să miște în front, trebuie doar să execute. Și asta fac președinții PNL și PSD, execută și au subjugați românii în momentul ăsta, pentru că ei sunt la conducerea țării. E uimitor pentru mine cum se prefac că se ceartă, când de fapt au aceiași stăpâni și scopul lor este să-l ducă pe Klaus Iohannis până în 2024 și să închine această țară intereselor care beneficiază de pe urma secării resurselor României. Ori noi, ca țară, putem în acest moment cu o politică corectă hrăni un întreg continent. Nu se vrea asta, de aceea în portul Constanța nu sunt grânele românești principalele aflate la export, ci grânele din Ucraina. Nu mai contează poziția noastră strategică, nu mai contează nimic, ci ordinele primite de PSD și PNL. Ne pare rău de faptul că mulți membri de bună credință sunt și la PSD și la PNL și conducerea nu e reprezentativă deloc pentru ei, ci pentru ordinele pe care le primesc. Dar ce e rău în faptul că se exportă și grânele ucrainene prin Constanța? Că se câștigă bani. Bun, să câștigă bani. Domnul Simion zice că ar trebui să fim noi la prioritate. Păi e rău că antreprenorii români, vă rog, antreprenorii români nu pot să mai acosteze în portul Constanța. Nu au loc.
din cauza unei guvernări proaste, dar din cauza faptului că sunt prea multe vase care acostează în portul Constanța. Păi și ce să face? Ar trebui ca românii să aibă prioritate toți în țara lor, dar nu prea au. Nici la nivel de agricultură, nici la nivel de antreprenori, nici la nivel de hipermarketuri, nici la nivel de energie, nici la nivel de benzinării. Noi nu mai avem propriile noastre benzinării. De asta este greu să ai o politică suverană în momentul ăsta. Vreau să vă dau o veste bună, domnul Simion. Cât erați dumneavoastră în drum spre Alba Iulia, s-a ieftinit dramatic carburantul. Ui, ca să citesc într-un clasic în viață, 50 de bani sunt totuși 50 de bani. Mi-a spus domnul președinte Iohannis și vorba aia, slăviți că e numele meci. Nu, 6,50 lei era un preț decent, ăsta e prețul în Ungaria. Ungaria nu are petrol. Noi avem jumate aproape din petrolul care se vinde la pompă, dar stăpân asupra lor este altcineva, este OMV Petrom. Păi și ce faceți dumneavoastră ca să ieșim de sub stăpânirea asta? Boicotați benzinăriile, băgați de 30 păi, de bani și vă să vă dea 20 lei? Și să conducem țara și independent. Păi și până conduceți țara independent să face benzina 20 de lei kilu, domnul Simion. Știu, noi facem ce ține de noi. Facem proteste, o să fie și protestul de pe 30 iunie. Am inițiat o lege în Parlamentul României pentru scăderea TVA-ului la 1% pentru un preț la pompă de 6,5 lei care ar fi creat concurență între benzinării. Nu se vrea să ne mai dea încă 100 de lei la pensie, Nicule. Cam asta e atitudinea, dar nu o să mai aibă mult această coaliție și aceste partide care conduc România de 32 de ani de când l-au omorât pe Ceaușescu și au subjugat țara intereselor străine. Domnul Simion, în toată această, hai să spunem, devălmășie și în tot acest complex de activități la care participați, că sunteți la proteste, sunteți la Alba Iulia, sunteți peste tot, întrebarea mea e, când mai aveți timp să organizați nunta? Știți că eu am idei puține, dar fixe. Domnul Ciutacu, nu vă neliniștiți, o să aveți și ce bea și ce mânca la nuntă, totul este sub control, noi suntem foarte, foarte energici, eu am 35 de ani și am dat dovadă până acum că sunt capabil să organizez multe, domnule, așa că nu e problemă. Nu știu dacă pot să vă arăt, dacă ne ajută și cameramanul, să vă arăt câtă lume e strânsă aici. Păi și lumea în această vine zi, și la nuntă? Pentru Avram Iancu. Domnul Simion, dincolo este de foarte faptul multă lume, domnul Ciutacu. E impresionant prezența oamenilor acolo. Mi-ar plăcea să fie conuntaș alături de mine într-un eveniment tip. Mireasa e pregătită, domnul Simion. E un pas mare, totuși. E mai mult decât pregătită și a dat și ultimele examene zilele astea. Și sunt convins că mai bună mireasă ca ea nu puteam să găsesc. O să o cunoască și publicul care vă da. De ce păstrați? Uitați pentru ce luptăm. Păi aia, de ce păstrați, domnul Simion, până să ne de ce păstrați misterul asupra identității viitoarei doamne Simion? Că vă acuză fanii că ați schimbat mireasa, că ne-ați arătat o poză și că vă însurați cu altă doamnișoară. Nu, domnul Ciutacu, rămânem pe aceeași. Noi suntem conservatori, suntem mai familiști. Păi da, dar nu e domnișoara cu care v-ați pus pe Instagram, înțeleg, nu? Ne-ați dat nadă. Alea sunt minciunile presei, domnul Ciutacu. Sunt minciunile presei, da? Dar până la urmă e sau nu e, ca să știți, domnul Simion? Da, da, da. Eu vin la nuntă, vreau să știu cine-i mireasa, că pe mine știu. O să dezvăluiți dumneavoastră primul, domnul Ciutacu, că sunteți singurul care mai dă imagini și de la manifestări patriotice. Păi, asta fac acum, domnul Simion. Spuneți-mi și mie, care este rostul, care este mobilul, care este până la urmă scopul manifestării la care participați? Îl cinstim pe Avram Iancu aici, în cetatea Marii Uniri, că nu doar Gabor Bethlehem poate să fie cinstit aici la Alba Iulia. Cred că merită cetatea Marii Uniri și un pic de simțire românească și uitați că avem viitor, dacă poate să afișeze operatorul pe acești tineri minunați. Vă ajută operatorul, domnul Simion, vă ajută chiar cu asupra de măsură, se vede, este absolut impresionant manifestarea la care participați.
Mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi. Spor la treabă mai departe. Mulțumim mult. Este 24 ianuarie, este 24 iunie 1824, ziua de naștere a Crăișorului Munților. Mulțumesc mult, domnul Simion. Petrecere frumoasă în continuare și spor la treabă, că tot ziceți că sunteți tânăr și energic. Breaking news. Șoc la vârful politicii, doamnelor și domnilor, se prefigurează o pregătire a candidaturii lui Alexandru Rafila la președinția României din partea Partidului Social Democrat. Medicul și ministrul sănătății este cel mai bine situat în sondajele de opinie. Întrebarea este ce va face în acest context Gabriela Firea. Răspunsul are colega mea Cristina Șincai. Bună seara, Cristina! Bună seara, Victor! Bună seara, doamnelor și domnilor! Medicul Rafila era cotat foarte bine în sondaje, mai ales în contextul pandemiei, nu? Ministrul Rafila a venit și a salvat poporul român sau cât de cât a avut măsuri coerente într-o anumită perioadă, în contextul în care în interiorul PSD și Gabriela Firea este cotată foarte bine, fără îndoială că în sondaje stă foarte bine, dar, spun sursele noastre, nu este apreciată în interiorul Partidului Social Democrat. În acest context, sursele România TV spun că cea care este ministru al familiei Gabriela Firea este curtată de domnul Dan Voiculescu și acesta ar vrea ca Firea să vină în partidul lui și să devină candidat la prima funcție în stat. Este foarte important, știm bine, să ai o locomotivă pentru un partid foarte mic. Gabriela Firea, fiind un politician foarte bun, atrăgând voturi în acest sens, potrivit surselor noastre, Gabriela Firea refuză politicos această invitație de a discuta, de a merge în partidul condus de Dan Voiculescu și rămâne fidelă Partidului Social Democrat. Rămâne de văzut dacă aici se vor schimba lucrurile în perioada următoare. 2024 este teoretic foarte aproape atunci când vor avea alegerile prezidențiale. Mulțumesc mult, Cristina. Domnul Chiria, că dumneavoastră le știți pe toate ca un om mare. S-a rupt pe lanțul de iubire între Gabi Firea și PSD? Păi nu e rupt. Păi dumneavoastră ziceți că e rupt? Păi da. De ce? Care este? Doamna Firea e ministru, e... Dar cum ziceți noastră, că și noastră le simțiți pe toate? Dumneavoastră știți, eu le simt. Da. Dar așa, vedeți, asta e diferența. Da, asta e. Deci, sunt candidați la președinție. Vedeți, PSD, partid mare. E un candidat și domnul Rafila, dar eu înțelesesem că ar putea fi numit președintele organizației PSD București, domnul Alexandru Rafila. Domnul Rafila? Da. Păi după știința mea, doamna Firea era președintele PSD București. Este, așa e și după știința mea, dar am înțeles că... Păi și nu e un afront, adică ce încearcă PSD-știi să o gonească? Că până la urmă e un soi de lez majestate, ca să zic așa. Iar la candidatură la președinție... Până la urmă, o candidatură foarte puternică, oricum ați privi un contextul altal, o are Mircea Geoană. Păi da, domnul Geoană nu e membru PSD, că dânsul e tehnocrat la NATO. A fost președinte PSD, a fost președinte al Senatului, hai să fim serioși, și acum este secretar general adjunct al NATO, cea mai înaltă funcție pe care a avut-o un român vreodată, așa, și urmează să-și termine mandatul la NATO, da, că i s-a extins cu un an, anul viitor în toamnă. Și atunci dumneavoastră ziceți că să fie Rafila candidat la primăria capitalei și Geoană la președinția României? Sunt tot felul de... Stoleți, majestate, oricum mai dau. Sunt tot felul de informații acum, sunt tot felul de... Haideți să așteptăm confirmarea oficială, zic eu. Păi confirmarea oficială o să vină târziu sau eventual în urma unei demisii a doamnei Firea. Dacă, și atunci avem confirmarea și știm despre ce am vorbit. Că poate nu e nimic, poate că doamna Firea rămâne președinte. Sunt niște zvonuri răutăcioși ăștia care bagă fitilele. Să știți că sunt tot felul de fitile, este adevărat, care se aruncă în presă. Și cred că treaba noastră e să verificăm, să nu ne lansăm. Dar tocmai de asta, nici eu, nici dumneavoastră n-am făcut nicio predicție în acest sens, nici n-am spus nici ce nu îndrăznesc să fac. Dar uite, o întreb pe Carmen Avram, care e în mijlocul subiectului și în mijlocul partidului. Carmen, tu știi ceva despre tensiunile la care fac referire, repet, zvonării răutăcioși? Nu știu de unde vin zvonurile astea și ce surse au răutăcioșii. Eu pot să vă spun unul că Gabriela Firea este foarte apreciată în partid și, cum spuneam mai înainte, este ministru și e greu să spui despre un om care a fost ministru și care este susținut în toate programele pe care le lansează că nu e, nu are parte de suficientă apreciere din partea partidului. E greșit. Deocamdată partidul ăsta își vede
de treburile lui și își vede de guvernare și își vede de soluționarea unor crize. Dar am rămas datoare domnului Simion, din păcate nu mă ajută nici faptul că sunt într-o legătură online și nici nu vă văd. Referitor la care ar fi relația de umbilicală între cei doi lideri de partid, da. Ceea ce mi se pare destul de jignitor. Adică sunt doi lideri foarte puternici, care au în spate două partide foarte puternice, care au propriile opinii, și faptul că PSD a reacționat foarte repede are ca explicație două lucruri. Unu, pentru că PSD este de principiul că de bază că orice om este nevinovat până când justiția îl declară vinovat, iar în al doilea rând, în ultimii ani, PSD a arătat deja că nu face scut în fața nimănui, că nu e în calea justiției, că nu se opune niciunei măsuri care poate face lumină și apreciază foarte, foarte mult ceea ce a făcut ministrul Chesnoiu în fruntea Ministerului Agriculturii. Este o pierdere pentru Ministerul Agriculturii. Domnul Chesnoiu a reacționat mai repede decât toată lumea și și-a dat demisia imediat de la Ministerul Carmen Agriculturii. Avram. S-a autosuspendat. Începem deci iară cu ce a fost primul ou sau găina. Începem primul, din nou, discuția asta. Partidul vostru a mai fost decimat în două ture cu ajutorul DNA-ului, mulți dintre cei înviniți la momentul respectiv fiind achitați sau scoși de sub urmărire penală. La ce vă folosește după ani de zile, lui Chesnoiu și agriculturii românești dacă peste 3 ani de zile Chesnoiu nu va fi trimis în judecată sau va fi trimis în judecată și iese nevinovat? Apropo de prezumția de nevinovăție. Din păcate, domnul Chesnoiu a trebuit să-și dea demisia în aceste condiții pe care le cunoaștem cu toții. Nu, i-a fost pur și simplu un gest de onoare, nu i-a cerut nimeni. Și un gest de demnitate, domnul Chesnoiu fiind un om demn și cu foarte multă onoare. Eu te întreb. Dar acest partid are o bază extrem de mare de oameni și de specialiști care ar putea să preia frâiele Ministerului Agriculturii și să ducă mai departe ceea ce a început. Ăsta vilea și pe următorul, dacă nu înțelege de vorbă bună ce are de făcut. Și vă bazați pe faptul că aveți o bază mare, că va fi și un al treilea? Sau ia de la alt minister, care iară nu e foarte disciplinat? Habar n-am. Nu. PSD nu-și dorește decât ca acest caz să meargă mai departe, să facă lumină, justiția să dovedească faptul că Adrian Chesnoiu e vinovat, domnul Adrian Chesnoiu să-și apere imaginea care a fost impecabilă până astăzi și dacă este vinovat, să poată fi recuperat acel prejudiciu de 6.000 de euro care îi se impută. Și în același timp, PSD ar vrea să vadă foarte repede, își dorește foarte tare să vadă rezolvări și în alte cazuri care sunt foarte interesante și foarte mari în această țară. De exemplu, să vedem în justiție acel tun despre care vorbește presa de miliarde de euro care s-ar fi dat în pandemie acum 2 ani. Vrem să vedem rezolvarea. Nu e foarte grăbit să lămurească. 10 secunde. Dar va trebui să se întâmple la un moment dat, pentru că avem acele 10 de milioane de vaccinuri care au fost comandate, nu se știe de cine și de ce, și România trebuie să plătească 1 miliard de euro. Acum avem este suspiciunea care planează. Avem și sute de milioane de voi, te rog, da, Daniel, sunt unele acelea. Da, vreau să fac o precizare pe care a făcut-o domnul Rafila astăzi. A spus că este o intoxicare povestea care? Asta cu să ia locul doamnei Firea la organizația de București. A dezmințit domnul Rafila categoric. Și noi o considerăm la fel, pentru că domnul Rafila s-a scos din tot ce știe să facă și să-l bagi în malaxorul muncii organizatorice la partid, înseamnă să-i strici omului tot ce a construit până acum. Iar nu s-a pus problema vreodată, o cunoaștem cu toții pe doamna Gabriela Firea, dacă ar fi avut vreo nemulțumire, ar fi ieșit să o spună. Doamna Firea întotdeauna a fost vocală, a spus, spunea pe vremea lui Dragnea, dar păi acum. Deci când, dacă ar fi fost vreo nemulțumire la doamna Firea, ar fi spus-o. Eu nu cred că a vrut cineva să bage bățul pe gard între voi miniștri. Uite că facem o paralelă și o legătură între cele două cazuri, că tot l-ai adus în discuție pe Dragnea. Vorbea Carmen Avram că sperați să termine cât mai repede coșmarul ăsta al lui Chesnoiu și să se închidă cazul. Țin să vă anunț, domnul Savu, că fostul dumneavoastră președinte de partid, domnul Dragnea, nici în clipa de față nu e trimis în judecată în cazul Teldrum. Da, e foarte curioasă povestea. Dacă stă și Chesnoiu 15 ani până să hotărăște un procuror dacă e de trimis sau nu în judecată, îmbătrânește pătușă.
Au adus, Victor, au adus useriști ăștia când au fost în ministere, pe cine au vrut și pe cine n-au vrut. Exact. Nu i-a luat nimeni niciodată. Eu am remarcat la domnul Chesnoiu o treabă. A avut o controversă cu domnul președinte dânsul. Domnul Chesnoiu susținea că avem resurse suficiente, rezerve suficiente și că avem și unde să depozităm. Domnul președinte spunea că nu avem. Și a fost așa o mică... Ziceți că o fi călcat pe coaja de banană, domnul Chesnoiu, dar parcă prea repede a venit așa un răspuns la adresa domnului Chesnoiu. Poate că nu... Ne mutăm internațional, dacă național nu putem să rezolvăm, hai măcar cu străinătatea. Breaking news. Germania a declanșat faza de alarmă a planului său de urgență privind cazele naturale, ca răspuns la scăderea livrărilor rusești. Ce are de câștigat Rusia în urma crizelor create în întreaga lume? Ne spune Dragoș Bisticianu. Bună seara, Dragoș! Bună seara, Victor! Bună seara, doamnelor, domnilor! Ce pot să spun e că se prăbușește propaganda cumva, apropo de ceea ce se întâmplă în Occident și, dincolo de acest plan pe care l-au declanșat nemții, trebuie să ne uităm și la declarațiile pe care le-au făcut în ultima perioadă, occidentali în general, nu doar nemții în particular, pentru că uită-te la Macron, care spunea că ar trebui să reducem un pic tonul față de Rusia, pentru care e o putere de temut, că ar trebui să stăm de vorbă cu Putin cumva la un moment dat pentru a aduce pacea în întreaga Europa. Asta în contextul în care rușii își continuă ofensiva în sud, în estul Ucrainei, au preluat aproape în întregime Lugansk, jumătate din orașele din Donetsk. Deci, dincolo de propagandă, rușii continuă să avanseze acolo în Ucraina și evident că pentru Occident nu este o veste bună și zău că pe mine mă îngrijorează reacția pe care o au occidentalii în contextul în care ne amintim ce s-a întâmplat poate după al doilea, sau am citit ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, de fapt. Tot așa, un comportament duplicitar al Occidentului, care pe față era într-o mare dragoste cu România și pe la spate ne-au vândut rușilor. Ideea e că nici propaganda nu poate minți la nesfârșit, pentru că, uite, se văd consecințele în întreaga Europa, toți suntem nevoiți să strângem cureaua. Nemții au anunțat că urmează o criză economică asemănătoare cu cea din 2008 și atunci trebuie să-și ia măsura și ministrul economiei să anunțe un plan de măsuri în acest sens. De asemenea, în Statele Unite, inflația a atins cote alarmante. Joe Biden spunea că caută, de fapt, să găsească justificări. Dar l-am văzut pe Joe Biden, același luptător care era așa în suflet cu Ucraina, că spunea că va veni la summitul NATO din Europa, dar n-ar vrea să participe, să viziteze Ucraina, de fapt, pentru că nu vrea să tulbure apele pe acolo. Îi vedem așa rând pe rând pe toți occidentalii cum dau înapoi, cum spun că urmează o mare criză, cum încearcă încetul cu încetul să se fofileze după ce tot ei timp de atâtea luni o țineau așa sușitare cu războiul, să susținem, să trimitem armament. Acum fac pași în spate, mai ales în contextul în care, cum spuneam, vine o mare criză, nemții deja anunță că se văd consecințele, se vor vedea din ce în ce mai rău în perioada următoare. Mulțumesc mult, Dragoș. Domnule general Grumaz, zicea purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, celebra doamnă Zaharova, că dacă mai împing un pic povestea asta cu foamea, o să vină lumea la ei să-i roage frumos să se împace. Dar acum dacă mai opresc un pic încă o liniuță și robinetul ăla de gaze, s-ar putea să facem o petiție să se potolească. Greșesc? Haideți să fim curioși. Madame, aia cum o cheamă, Zaharova, are probleme sus la cutia graniană. Deci ceea ce face ea nu face altceva decât să execute ordinele pe care îi le dă Kremlinul. E o maschirovca care se practică și la noi. Ați văzut cu Chesnoiu, cu ăștia, tot maschirovca se cheamă și asta, deși e puțin mai la vest de est. Deci, ce se întâmplă la ora actuală este foarte clar. Rusia a blocat porturile ucrainiene și mă refer aici la cele din Marea de Azov, care erau importante centre pe unde se exportau grânele, a mai rămas Odessa, care nu este un port de grâne. E, la ora actuală, grânele, eu am fost în Delta, le-am văzut circulând pe Dunăre cu barje, cu tot felul de nave, poloneze, germane, austriece, toate se îndreaptă spre... E un fel de coadă de aceste nave care merg pe Dunăre în Amonte să ducă grânele din Ucraina. Probabil că lucrurile care se derulează la ora actuală sunt puțin mai, hai să zicem, puțin mai complicate.
Rusia a căutat să-și deschidă altă, să zic așa, alt front de luptă. Și frontul ăsta se cheamă Lituania. De ce? Este ca și cum ai călca pe o banană. Lituania n-a făcut altceva decât să aplice hotărârile neexplicite ale Uniunii Europene privind interzicerea fierului și cărbunelui care se ducea din Rusia către enclava Kaliningrad. Acum, aseară, vadă noaptea, s-a discutat la Bruxelles despre modul în care se poate rezolva acest, să zicem, conflict, pentru că este într-adevăr o chestiune care afectează pe toată lumea. Și spun acest lucru pentru că s-a discutat că, de fapt, practic, această trecere nu înseamnă o încălcare a embargoului pe care Uniunea Europeană l-a stabilit pentru transportul minereului de fier și a cărbunelui din Rusia spre Kaliningrad, iar Lituania trebuie să dea dovadă de înțelegere față de aceste lucruri. Vă aduc aminte că a fost un exercițiu Zapad 2020, cel care s-a desfășurat în zona Belarusului și în nord, și la care trenuri cu militari și tehnică s-au dus spre Kaliningrad. În acel moment, Lituania a survolat în permanență calea ferată care leagă Kaliningradul de Belarus. Deci lucrurile astea sunt foarte complicate, având în vedere că există acest pericol mare. Vorbea cineva de ce Suvalki Gate. Suvalki Gate este de fapt ceea ce a fost Fulda Gate. Este o porțiune de teritoriu care a intrat în terminologia NATO de 100 de kilometri, care este între Lituania și Polonia și de fapt este traseul pe unde pot trece tancurile rusești din Belarus spre Kaliningrad. E la fel cum a fost Fulda Gate în timpul războiului rece, în Germania, unde puteau trece tancurile rusești sau tancurile tratatului sovietice ale tratatului la Varșovia spre Germania. Deci este același lucru, numai că aceasta s-a mutat acum, având în vedere că s-au mutat toate forțele mai spre est și s-a mutat și această să zic așa depresiune Suvalki către zona aceea de operațiuni militare unde Rusia poate să acționeze. Deci la ora actuală avem două fronturi. Unul în Ucraina, în Donbas, și hai să fim serioși. Rușii într-adevăr înaintează. Dar una e să ocup teritorii de nivel strategic și alta e să ocup teritorii de nivel tactic. La ora actuală, ceea ce a ocupat Rusia în Ucraina de Est este de nivel tactic, nu este de nivel strategic. Okay. Ei fac și Lisiceanscu și Severodonetsk și zona de acolo sunt chestiuni de nivel tactic. Important era ca forțele ucrainiene să fie încercuite și nimicite. Ori acest lucru nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. La ora actuală, Ucraina este întărită de sistemele de rachete HIMARS care au venit de la americani, iar să știți că Biden a promis că va continua. Și atenție, urmează summitul G7 de la Garmisch-Partenkirchen. Va avea loc la 27-28 iunie. Este extrem de important pentru că ceea ce se va discuta acolo va influența foarte mult al 7-lea pachet de sancțiuni care va fi aplicat Rusiei. Rusia a găsit într-adevăr un debușeu în est, în China și India și în BRICS, în țările mari. Să vedem cât va ține și acest debușeu, pentru că lucrurile nu sunt foarte clare la ora actuală. În perioada imediat următoare, pe atunci însă informația de ultimă oră, Breaking News. Lovitură nimicitoare în cercul lui Vladimir Putin, colonelul care căra valiza cu codurile nucleare a fost găsit împușcat în casă.
Bărbatul se află acum în stare critică la terapie intensivă, iar medicii se chinuie să-i salveze viața. Hai să vedem. Colonelul care purta valiza cu codurile nucleare ale lui Putin a fost găsit împușcat în apartamentul său de lângă Moscova. Se pare că omul lui Putin ar fi încercat să se sinucide după ce a băut cu fratele său. Colonelul era arestat la domiciliu și cercetat pentru luare de mită. L-a găsit chiar fratele său, care era la baie când s-a întâmplat incidentul. Bărbatul este acum în stare critică, internat la secția de terapie intensivă. Se știe că servieta îl însoțește mereu pe Vladimir Putin, iar colonelul urmează să fie înlocuit. Domnul general Barbu, un om ca ăsta, dacă tu îl ține arest la domiciliu, bănuiesc că nu-l lași cu pistoletul la el, nu? Și brusc stătea la un șpriț cu frate și că jucau un joc de societate, nu știu, șah, table sau dame, așa. Fratul s-a dus până la baie și l-a găsit pe ăsta cu creierii zburați. Hai pe bune? Da, există această suspiciune că nu s-ar fi sinucis, ci că ar fi putut să fie împușcat, adică, de undeva din apropiere. Era de-a stânga țarului Putin în toate imaginile, da. Și cu geanta aia, indiferent ce o fi fost în geanta aia, Sigur. Ce ghet, așa se cheamă, este geanta nucleară, cu butonul nuclear. Păi și îl lași pe unul care a avut acces la geanta cu butonul nuclear, singur acasă, în arest la domiciliu și cu pistolul la el? Mă întreb așa, ca măsură de prevenție. Că la noi, și dacă îți dă control judiciar, ai doi dorobanți în capul străzii. Nu, de obicei nu se întâmplă acest lucru, numai că astfel de persoane care sunt extrem de combative, sunt oameni care trăiesc numai prin acțiuni și au această exprimare foarte activă, au și armele lor, să știți. Nu e musai să fi fost arma de la unitate. General, la noi, dar când vine și te urmărește penal, da, te ia și de aia, ai permis de portă armă, da. Sigur, ai armă, da, sigur. Ia predă-o la rastel. Sigur. În această situație, de aceea am spus că există această suspiciune că ar fi putut fi împușcat și nu să se fi sinucis. Și ideile sunt clare. Probabil că într-un anumit moment a intrat mai mult decât era nevoie în anumite zone de cunoaștere și lucrul acesta întotdeauna deranjează un lider cum este Putin, pentru că a apărut această suspiciune vis-a-vis de faptul. În momentul când intri foarte mult în cunoaștere, poți fi cumpărat. În momentul în care poți fi cumpărat, poți să devii tu activ și ești un pericol pentru lider. Iertați-mă un pic, la Putin toți care s-au părut cumpărați, care s-au părut dandoasele, care nu știu ce, au putrezit în pușcărie sau la modul cel mai propriu cu putință. Da. Ori au băut ceai, ori ia cu cadourul de înălțim după balcon. Adică nu văd de ce trebuia să lase urmele astea la omul ăsta. Că putea să ducă, domnul Chiriac, vă simt că vreți să ziceți ceva. Eu cred că la beție, la supărare, o mai fi și sinucidere sau tentativă de sinucidere. Nu, eu vă întreb, sistemul represiv rusesc e atât de prost încât îl lasă pe arestatul la domiciliu cu pistolul în casă? Domnul Chire. În cazul lui, da, s-a dovedit, stai puțin, că am rămas cu toții surprinși și înțeleg că, în primul rând, agențiile de informații din Statele Unite, că Armata Roșie e atât de praf. Deci nimeni nu s-a așteptat că sunt atât de... Și securitatea e tot așa praf? Și miliția? Și toată lumea? Păi, judecând după performanțele economice mediocre ale Rusiei, da, sunt praf. Sunt praf. Mă duc la ofițerul de informații. Domnul Savu, scoate-ți-ne dumneavoastră din beznă. Hai pe bune! Când te lua portocală, îți lua ăla și furculițele din casă și la ruși îl lasă pe ăla, pe cărătorul de valiză nucleară cu pușcociu în casă. Ar fi vrut el să mă ia și pe mine, dar până la urmă l-a luat pe el cine trebuie. Dar problema la de când e conflictul ăsta, nu mai știu cum se zice, genocidul ăsta în Ucraina, foarte multe personaje importante din jurul lui Putin se sinucid. Înainte să se sinucidă, mai își omoară și familiile. Nu știu ăsta cum a făcut acum, că am văzut că mulți oligarhi s-au sinucis așa și dintr-o i-a apucat și o chestie de-aia, domne, și familia o ucidem înainte și pe urmă ne sinucidem și noi, ca să nu mai se poată să moștenească statul rus toate averile lor. Nu știu ce secrete ducea omul ăsta, poate valiza aia era de Mucava la un moment, dacă tot a plimbat-o pe peste tot.
poate nu era cea reală, cine știe ce mai știa și ăsta. Acum prezența fratelui nu înseamnă că fratele nu era și el tot un ofițer. Dar cum zic, frate, dar vrânza e pe bani în serviciile secrete. Păi și se ducea ofițerul la veceu și lăsa pe ăsta cu pușcociul lângă cutia de șar. Amicală cu fratele. Prea multe sinucideri în jurul lui Putin, toată lumea se sinucide. Dar de ce nu se sinucideau până acum? Și erau uciși cu probe. Au fost uciși toți care au dezertat, erau uciși. Acum toți se sinucid într-o dată. Îi apucă mustrările de conștiință, domnul Savudu, și asta nu vreți să admiteți. Păi nu știu cine poate să creadă. Un pistol Makarov. Sinucideri de-astea... Cu ce pistol, domnul general? Makarov, cu un Makarov. Păi și n-a reușit ăla să-și boare creierii cu un Makarov? Makarov. E unul mic așa care îl ții în buzunar. E... Doamne, apără și păzește, să-i dea Dumnezeu zile, breaking news. Dublă istorică reușită, după cum bine știți, de David Popovici, care a devenit idolul unei țări. Tânărul a câștigat titlul mondial la aproape de 100 și 200 de metri de nod liber, la 49 de ani distanță de ultima reușită de acest gen, în spatele performanțelor lui David Popovici, tânărul de 17 ani, care uimici continuă să uimească o întreagă lume, stau părinții săi, care nu au lăsat absolut nimic la întâmplare în ceea ce privește cariera fiului, dar și cel care l-a antrenează de 9 ani. Hai să vedem un material absolut spectaculos. Are un ușor avans, Popovici are a doua jumătate de bazin foarte. Popovici este al doilea, francezul Grusse este primul. Hai David, ultima lungime. David Popovici este campion mondial! Când ai venit aici, în Budapesta, te așteptai la ceva? Să primești acest lucru? Nu, nu cred. Dar eram pozitiv pe parcurs. Și e vreuna din aceste două medalii sunt la fel sau ți se pare că e aceeași victorie sau diferită? Cred că sunt mai mândru de cea de 200. Atunci când am câștigat rusa, nu știam, am vrut să văd cum merge, ce aș fi putut să fac mai bine. Și acesta este doar începutul. Avem un drum foarte, foarte lung în fața noastră. David Popovici a reușit o dublă istorică. A câștigat aurul mondial la probele de 100 și 200 de metri liber. Tânărul de doar 17 ani a reușit această performanță la 49 de ani distanță de la ultimul eveniment de acest gen. În spatele performanțelor remarcabile ale tânărului David Popovici sunt chiar părinții lui, care nu lasă nimic la voia întâmplării în ceea ce privește cariera fiului lor. Chiar David este cel care a povestit că orice medicament pe care este nevoit să îl ia este verificat la sânge. Pentru a se asigura că nu le scapă nimic, mama lui David a făcut și cursul de ofițer de control doping. Mama a făcut asta pentru că a vrut să asigure că niciodată să nu mănânc sau să iau vreo pastilă din greșeală care să efectiv să-mi schimbe cariera. Dacă trebuie să, nu știu, am avut vreo problemă la unghie, să zicem, și mi-a recomandat asta. Îl verificăm prin lista antidoping, nu ne asumăm niciun risc. E important. Nu riscăm cu absolut nimic. Nu beau de la alții, nu mănânc de la alții. E sportiv, nu? Succesul sportivului legitimat la CS Dinamo este datorat și celui care îl antrenează de 9 ani. David a dat peste un antrenor care a crescut cu el, Adrian Rădulescu, care are acum 32 de ani. Acum 9 ani abia ieșise de pe băncile facultății. A mărturisit fosta sportivă Carmen Bunaciu. Am dobărât destul de multe recorduri naționale pentru că și mie și antrenorului meu ne-ar plăcea să ne uităm pe lista de recorduri naționale a României. Asta înseamnă pentru necunoscători cel mai bun timp din istorie. În istoria țării. Și ne-am gândit noi că ne-ar plăcea să ne uităm acolo și să știm că nu numai la o singură probă, ci la 6 ai fost cel mai rapid din istoria țării. David Popovici a povestit cum a ajuns să facă not și cum a reușit să facă performanță în acest sport. E foarte mult de muncă în spate și sunt, nu știu, mii de ore de antrenament, mii de kilometri notați, mii de dimineți, trebuie să, nu știu, la ora 5. Trebuie să mănânci un pic, trebuie să ai grijă la nutriție, trebuie să ai grijă la odihnă, trebuie să ai grijă la tot. La vârsta de 4 ani, când aveam o problemă cu spatele,
și după recomandarea unui medic ortoped, ai mei s-au gândit că ar fi cea mai bună decizie, mai ales că aveam foarte multă energie, să mă ducă la cel mai sănătos sport, cum se spune, la not. La vârsta de 7 ani am decis că vreau să fac de performanță. Ai mei nu m-au împins niciodată către ceva ce nu aș fi vrut să fac, în schimb m-au susținut. Am vrut să fac de performanță, am făcut de performanță. David Popovici este campion mondial! Vă iubesc pe toți, I love you all și mulțumesc pentru că v-ați uitat. Bogdan Chiriacu, e ceva în regulă cu copilul ăsta, parcă e făcut într-o fabrică de ceasuri elvețiene, așa. Totul e neromânesc. Da, dom'le, deci cum spunea cineva, 30 de ani ne-am chinuit să-i facem un sistem ca să-l oprim să cucerească vreo medalie. Da. Și vedeți că ne-a reușit cu foarte multă lume și ne-a reușit în foarte multe domenii să ținem, să fim lanterna Europei. E, uite, copilul ăsta ne-a bătut. Adică a reușit să fie pe spesele sale și ale familiei sale, că bazine de not n-ai. El are, mă rog, sunt trei olimpice, domnule, în țară, el se poate antrena. Dăm voie, nu sunt de nivel occidental, okay, sub nicio formă așa. El a reușit, prin munca lui, prin sprijinul familiei, să fie cel asta mai rapid în lume. Asta toată familia, că frate, unul e cu doping, unul nu merge cu... altfel. Așa, exact ca la Simona Halep. Simona Halep cum? I-a datorat, i-a facilitat statul ceva? Da, noi din când în când avem prost obicei ăsta să scoatem cât un vârf de ăsta care vorba ta să se opună tuturor regulilor sistemului. Exact. De la politicieni nu prea am văzut să se... Când apar următoarea? Peste 10-15 ani? Când dă Dumnezeu. Și în cât timp încep să adunjure România pe David? Imediat. Imediat, da? Luăm o foarte scurtă pauză, sper să nu înceapă imediat după pauză să adunjure. Domnilor, domnilor, după aia revenim spectaculos și continuăm maratonul jurnalistic pe care vi l-am promis. Se anunță restricții din ce în ce mai năucitoare, domnilor și domnilor. Pare să fie situația economică și cea generată de război par să genereze pentru întreaga omenire, pentru care ne numărăm și noi, din nefericire, o serie de privațiuni și mai mari decât alea din timpul pandemiei de COVID, domnilor și domnilor. Sunt aeroporturi închise, sunt aeroporturi blocate, sunt vacanțe care se anulează fără nicio explicație. Omenirea tinde să se îndrepte într-o direcție și mai ales într-un sens pe care nimeni nu l-aștepta. Luăm o extrem de scurtă pauză, repet, după care revenim spectaculos. Merită, rămâneți!